Jingle bells, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Snowing and blowing a piece of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Onorată asistențe, astăzi suntem în a doua zi de concurs al declamatorilor cu genericul Cultura prin proză și poezie, ediția 1, organizat și desfășurat de Cenaclul Literar Muzical La Steaua, în parteneriat cu Primăria Orașului Rezina. În scopul bunei organizări a concursului, anterior a fost elaborat un regulament, anexa căruia conținea și componența juriului acestui concurs. Dar așa cum domnul Ion Perciun, unul dintre membrii juriului, nu a putut fi prezent pe motiv de boală, dumnealui a fost înlocuit cu doamna Nadejda Budeci, fost pedagog pentru care predarea limbii și literaturii române copiilor a fost și cred că și rămâne vocația vieții întregi. V-am spus anterior că suntem în a doua zi de concurs. Astăzi vom aprecia evoluările, prestațiile concursanților din categoriile 1 și 2. Este vorba de copilași de grădiniță, categoria 1, 5-6 ani, categoria 2, 6-7 ani. Și o vor face așadar membrii juriului. Domnul Igor Ghilaș, membru Consiliului de Administrare al Cenaclului La Steaua. Doamna Nadejda Budeci, pensionară, fost pedagog de limbă și literatura română. Doamna Rodica Melnic, specialist principal în domeniul tineret și sport, Primăria Orașului Rezina. În continuare, o să-i ofer cuvânt doamnei Luba Stavinski, care este și președintele juriului. Dumnea ei o să ne spună mai mult despre cum a fost posibil să apară acest concurs în care astăzi vor participa și copilașii dumneavoastră. Doamna Luba, vă rog. Mulțumesc mult, dar nu, în primul rând vreau să prezint și eu pe doamna Polina Popa, care este secretarul juriului de astăzi, este specialist principal la secția Cultură. Mulțumesc, acum vreau să vă felicit pe toți și educatorii care au muncit cu copilașii ăștia foarte drăgălași și părinții și bunei care sunt alături astăzi aici. Noi ne-am dorit foarte mult ca în perioada de pandemie să fiți alături cu copilașii, fiindcă asta este important. Dar acest concurs este grație unui proiect lansat de Primăria Orașului Rezina, se numește Bugetare Participativă. Cred că ați auzit despre acest lucru, fiindcă și grădinițele unii se educă copilașii dumneavoastră, au participat cu proiecte speciale. Deci acesta este unul din proiectele din bugetarea participativă. Ne-am bucurat foarte mult că administrația primăriei și Consiliul Orașelesc au votat acești bani care ne-a dat posibilitate ca să organizăm acest concurs. Astăzi, după cum a spus doamna Culina, suntem în a doua zi. Ieri a fost foarte mult, fiindcă și lucrările au fost destul de voluminoase, fiindcă erau și copii și adulți mai mari care au avut de recitat niște poezii foarte serioase, dar noi ne-am dorit din tot din adinsul ca copilașii de 5-6 ani, 6-7 ani, să se deprindă cu scena, să fie vizibili. Pentru voi, drăgălașii noștri, avem toate cadourile care sunt în față și să știți că voi sunteți cei mai buni. Voi, la grădiniță, ați luat locul 1, 2 și 3. Aici,
de categoria 5-6. O să fie locul 1, 2 și 3, premiul juriului, dar toți ceilalți o să primească tot cadouri și diplomă. Deci nimeni din această sală nu va ieși fără cadou, un dulce, o medalie dulce la gât, așa, și o diplomă. De aceea, să știți că e primul concurs, poate, de așa nivel pentru voi, dar să știți că pentru noi, pentru juriu, voi toți ne sunteți drăgălași. Acum aș vrea să zic un mesaj din numele primarului orașului Reghin, domnul Simeon Tataru, care s-a cerut scuze. Ieri a fost și a salutat prezența concurenților de ieri, le-a dorit succes. M-a rugat să fac eu acest lucru, fiindcă treburile primăriei știți că sunt destul de multe. Deci, felicitări din partea domnului primar și administrației primăriei orașului Rezina, succese tuturor copilașilor, să le ținem noi pumnii, cei din juriu și părinții, educatorii. Și acum ofer cuvântul doamnei Apolina. Acum o să trecem la concursul propriu zis. Pentru a începe concursul, invităm aici în față toți copilașii din categoria 5-6 anișori. Este vorba de 9 concurenți care vor extrage câte un bilețel ca să putem stabili ordinea prezentării creației pe care ați pregătit-o. Încoace, veniți la mine. Veniți încoace, veniți la doamna Luba. Așa, vă trageți câte o foiță de aici, așa, așa, vă desfaceți și vă duceți iată la doamna Rodinca. Fiecare șef de foiță, fiecare. Așa, încă cine te-a luat? Tu. Așa, așa, vă duceți înălânt la doamna Rodinca și iată cu mine să iese. Da, da, ține-o, acum e cu mine. Așa stați în rădășoare. Așa, cine dragă la așa. Dar tu cum șef, doamne, ajută, doamne. Poezia se numește Port în suflet, dor de țară. Port în suflet, dor de țară. Țara care o iubesc, altă țară pe mai frumoasă, pe pământ nu o găsesc. Moldova se numește ca o mamă pentru noi este, ca o zână din poveste, de rele ne ocotești. Eu cu ea mă mândesc, partea mea numesc, niciodată să o părăsesc, căci foarte mult o iubesc. Bravo, Alunicu, iar la microfon o invităm acum pe Irinuța Cuzuioc să ne spună poezioara pe care a pregătit-o ea. Să-și bată jos de ea, îi arătă de călase,
iar acum în scenă îl invităm pe Ciprian Petrilă. Poezia se numește Am 5 ani. Cine spune că sunt mic? Am 5 ani și sunt venit. Dimineața când mă scot, mă spăl pe mâini, pe gât, pe față, fără niciun ajutor. Ticerul m-a mâncat, stângul dreptul l-am băgat. De ce râdeți? Nu-i nimic, am 5 ani și sunt voinic. Bravo, Ciprian! Următorul concurent al nostru este Leticia Guma. Leticia, ai urcă pe scenă. Așa. Cu glas dulce și de bunătate plină, iar jurul ei ne strânge, ne rugăm frumos. Citim, cine oare, cine oare, dragă mea, educătoare? Nu putem de bună seamă, de ea să ne despărțim, ne iubește ca o mamă. Cine oare, cine oare, a noastră educatoare. Bravo, Leticia! Și acum în scenă vine Chirtoacă Matiu. Poezia se numește Ce te vezi în codrule? Ce te vezi de Mihai Eminescu? Ce te vezi în codrule? Fără ploaie, fără vânt, cu crengi la pământ. De ce nu m-aș îngăna? Dacă trece vremea mea, ziua scade, noaptea crește și frunzișul milărește. Bate vântul, frunza lungă, cântăreții mii alungă. Bate vântul dintr-o parte, iarna aici care te face. Și de ce să nu mă plec? Dacă păsările trec, pește vârst de ramurile, trec în stoluri rândunire, ducând gândurile mele și norocul meu cu ele. Se duc pe rând, pe rând, zarea nu-mi întunecând, se duc ca clipile scudurând aripile și mă lasă pustiit, vestejit și amorțit. Și cu gândul singurier, din gând, numai cu el. Bravo! Așa, acum în scenă o să ne vină o domniță drăgălașă, Mihailă Diana. Mă numesc Diana Mihailă și am 5 ani și vreau să vă recit o poezie. Poezia se numește Cuvintele, scrisă de Ștefan Tudor. Nu există pazic la cuvinte, intră în livada lor bogată și cu legi atât cât poți cuprinde. Și mai vin o dată și încă o dată, ele te așteaptă zâmbitoare, și cel bun și cel răutăcios. Precum fructele lucesc la soare, altul plin, dar altul găunos. Ai cules, memoria ți plină, pe ochi să roade toate, și cu vingea dulce pe lumina, și cu vingea mare, piperată. Nu ți se face nici la gură, un cuvânt tăios, o grosolan, nu ți duce dragoste, ci ură. Inamic îți face un dușman, și cu gândul mici și dulce, și pe feală gândește un pic. Semănat, iar o dăpună duci, din dușman îți face un amic. Nu ți se face nici la gură, este vreo lumea sau vreo cântar care se miște simplu, minte, din păcate, folosit prea rar. Bravo, Diana! Și acum invităm în scenă, în continuare concursului nostru, un haiducel, Elieru Stanislav. Poezia se numește Gândacelul. Am 5 ani. Poezia mea se numește Gândacelul. De ce m-ai prins în pumnul tău?
copil ca tine, copil frumos, tu nu știi oare că sunt mic și că mă doare. De ce mă strângi așa de rău? Copil ca tine sunt și eu și îmi place să mă joc și mie. Și milă tău ce spie, de spaină și de plânsul meu. De ce vrei să mă omori? Așa plângeam când aceea. În punctea strângea să rupă și l-a deschis copilul după ce nu mai fost nimic din el. A încercat să mă învii, are piorile mânt, dar a căzut țărăt în frânt și a cepenit pentru vicii. Bravo, Stanislav! Și acum o invităm să ne spună poezioara pe care a pregătit-o, pe Safia Crețu. Mă numesc Sofia Crețu, simt de la grădinița umorul 1. Poezia se numește Muștănirea, de o tine mai zemir. Acum să ascultăm poezioara lui Damian Cernega. Limba română de Emilia Plugară. Limba mea română e floare prea frumoasă, ce și are rădăcină aici la mine acasă. Limba mea română e floarea mea cerească, să vin voi cu iubire pe vei să înflorească. O voi feri cu grijă de răul ce-am străit, să nu ne oproaște nimeni cu ură și venim, căci doar așa frumoasă și minunată floare va fi lumină vie în casa mea cea mare. Doamne Damian, și în cele ce urmează la microfon ne vine Sărduța Iurco. Mama, mia!
6 ani, David Răileanu. David, scurtă, îți scrie de la microfon și ne spui poezioara pe care ai pregătit-o tu. Hai! Mă numesc David Răileanu, am 5 ani și vreau să recit poezia Putere. Să ai curajul să spui da, să ai curajul să spui nu, și în fiecare clipă grea să fii mereu același tu. Să știi să crezi când alții te înșală, să te ridici când alții te răboară, să poți păstra cea de vor să alunce și să știi să râzi când sufletul îți plânge și când să rămâi chiar dacă apare ninge. Asta este arta de amnice. Mulțumim tuturor copilașilor care mi-au prelejuit clipe deosebite prin aceste frumoase poezii ale copilăriei. Acum o să invităm în față ceilalți 12 concurenți din categoria 6-7 anișori. Veniți încoace și repetăm procedura. Iată, de la doamna Liba o să luați, o să extrageți. Mă numesc Amelia Sfitic și poezia se numește Punele Maniere și este scrisă de Aurora Ochian. Sunt mândră de mama mea că m-a educat așa, când primesc o ciocolată, mulțumesc, eu spun îndată. Și atunci când vreau ceva, nu țip tare ca să-mi dea, dar mă duc umblatuios și răstesc, te rog frumos. Dacă mai greșesc cumva și o supăr pe mama mea, merg și o întreb îndată, mămicu, tu m-ai iertat? Următoarea concurentă, tot America se numește și este Babcinske, Amelia. În țara mea, Moldova,
Andreea și continuăm concursul nostru, Maxim Malaero. Poezia se numește Două mere de Grigore Vieru. Iar e toamna, zile calde, frunza ruginie cade, unde zice mi se spală și se duc umiți la școală. Maica în ghiozdan le pune câte două mere bune și creioane, cărți, caiete și le dă în mâini buchete. Eu sunt mic, rămân acasă, vreau să plâng că nu mă las. Și mi-aduce, maica mie, miere, maru, farfurie. Însă ce să fac cu ei? Cred că și-am dat și o poară. Eu vreau două miere, dar să-i mălim la școală. Bravo, Maxim! Acum o invităm în scenă pe Evelina Popa. Căutând viață mai bună,
poezioara sa, pe Lucian Rusu. Bună ziua, mă cheamă Rusu Lucian, se cheamă Unie Frați Români, descris Ștefan Băiatul. Mă doare că nici frate e tricolor și neam, mă doare că mai curge purul sânge de român. Ridică-te, Ștefane, cu brațul tău cel sfânt, unește-i-a Moldova cu a patii pământ. Când trup în trupul țării e aii străinat, strămoșii ne acuză, iar ropă ce ne bat. Că așa e tot român, prea bun și răbdător, dar vai și amar fi acela ce vrea ca un popor să aibă două imi, doi președinte stați. Că dar asta e una, e Dumnezeu lăsați, Unie Frați Români, așa e scris în carte, o Românie avem pe viață și pe moarte. Bravo, Lucian! Și în cele ce urmează, ne vedem în scenă pe Mihail Răileanu. Mă numesc Mihail Răileanu și e și poezia limba mea, limba română, scrisă de Marius Alexandru. Limba mea e cea mai dulce dintre toate pe pământ. Te mă las, purtat, mă duce printre versuri și prin cânt. Limba mea e de lumină, răsărită în zori de zi. Limba mea, limba română, strălucește poezii. Limba mea, la izboare, e fluie de cioban, e-n câmpii pregătoare și-n grai la țărani. Limba mea e adierea vântului din frunza de azi. Limba mea duce ca mie, limba mea cea mai aleasă. Limba mea freamă de sfer, e iubirea dintre frați, e în versurile mele și ecoul din Cărpați. Limba care ne adun de la margini de pământ, limba mea, limba română, va fi pur un grai sfânt. Ești la locul tău, te așezi, așa, și o invităm pe scenă, pe Dumitrița Namoloman. Când este de rău, când văd în tatăl meu.
Raffaella ma face il suo trecalo. Onorat public, dragi părinți, stimați concurenți, iată că am ajuns și la punctul de final al concursului nostru. Așa, am ajuns la cel mai important și interesant compartiment al concursului nostru. Primirea. Primăria Rezina, Cenatul Literar Muzical la Steaua, decernează diplomă lui Răilean David, grădinița numărul 6, pentru participare în cadrul concursului declamatorilor cu genericul Cultura prin poezie și proză, ediția 1, desfășurat de Cenatul Literar Muzical la Steaua, în parteneriat cu Primăria Rezina. Iurco Alexandra, grădinița numărul 5. Bofun Grigore, grădinița numărul 5. Busuioc Anastasia, grădinița numărul 5. Diana Mihaila, grădinița numărul 6. Vetrila Ciprian, grădinița numărul 2. Foarte greu de jurisat. De ce? Că care dulce?
aici, tare ingenios. Este la prima ediție, eu cred că experiența contează foarte mult și v-am zis, nimeni de aici nu o să plece fără un cadou. Acum, vă rugăm foarte mult ca să luați loc alături de părinții voștri și invităm în pace vârsta 6-7 ani. Terminează diplomă, lui Valerian Maxim, grădinița numărul 5, pentru participare în cadrul concursului declamatorilor cu demență, cultura, psihologie și proză. Rusu Andreea, grădinița numărul 1. Absenti Margareta, grădinița numărul 1. Sveti Camelia, grădinița numărul 6. Popa Evelina, grădinița numărul 2. Trifan Ionira, grădinița numărul 2. Bacinețchi Amelia, grădinița numărul 2. Răilean Mihail, grădinița numărul 6. Nu-l găsesc pe Moște
Deci am luat două medalii în plus. Ne gândim că cineva să mai întâmplă ceva, da? Și asta e a doilea. Dacă vrea să mai recit cineva poezii, nu mai e de medalii, să știți. Bun, felicitări. Acum eu aș invita cu acest juriu, doamna Iulina, vă rog, veniți în coace. Eu vreau să felicit pe toți participanții cu prima ediție. Poate învățăm și noi din greșelile pe care le-am observat astăzi și la ediția a doua o să ne gândim altfel să desfășurăm. Dar vreau țin să mulțumesc neapărat cadrelor din instituții, fiindcă au depus muncă. Vreau să mulțumesc părinților, bunieilor sau celor apropiați care au lucrat cu copilașii. Într-adevăr, toți au fost foarte dulci, foarte bravo, îmbrăcați frumușe. Ne-a fost foarte greu să ne judecăm, dar până la urmă să știți că toți ne-au fost dragi. Și cel care a primit locul întâi și cel care a primit o singură medalie, că a vrut să recite o poezie. Eu vreau neapărat să mulțumesc juriului care a depus efort și să-i îndulcesc cumva că vine sărbătorii de iarnă și trebuie să îndulcească fiecare. I-am luat niște mormelade, nu cu ciocolată, că sunt doar pinții. Și lui doamna Apulina. Și clar, nu mi-am luat și mie una. Mine. Mulțumesc mult! Acum aș vrea foarte mult ca în grupa 5, 6, 6, 7 de ani să aranjez aici și să facem o fotografie comună.